Din nou și bine ați revenit la un nou videoclip. Este 9 dimineața și este bezna afară, nu vine să cred ce se întâmplă și mi se pare potrivit să filmez filmulețul ăsta astăzi. Astăzi vreau să fac o recenzie pe care am promis-o de multă vreme. Este vorba despre recenzia pentru vegetariană de Hang Hang, apărută la noi la editura Art și pe care eu am primit-o de la cei de la Art. Nu am să vă arăt fizic pentru că deja am împrumutat-o unei colege. Asta se întâmplă în general cu cărțile care îmi plac, încep să circule destul de mult. Dar vreau să vă spun în mare cum mi s-a părut și despre ce e vorba în cartea asta. Înainte să începem, vreau doar să vă spun că nu este cartea mea preferată, nu este o carte pe care să o recomand neapărat, dar este cu siguranță una dintre cele mai stranii cărți pe care eu l-am citit, cred că vreodată. Foarte pe scurt, avem o poveste în trei părți. Toate cele trei părți au un centru pe aceeași femeie care la un moment dat se hotărăște să devină vegetariană. Ce este foarte interesant este faptul că niciuna dintre aceste trei părți nu este scrisă din perspectiva ei, ci mai degrabă mereu o vedem prin ochii altora. În prima parte, povestea este spusă din perspectiva soțului ei, apoi din perspectiva cumnatului și în cele din urmă din perspectiva surorii. Acțiunea pornește în momentul în care personajul nostru principal are un vis, în urma căruia se hotărăște să devină vegetariană. Iar apoi, cartea practic urmărește destinul ei din acel moment. În prima parte, lucrurile încă sunt oarecum ok, pentru că începe să se desfășoare acțiunea, nu se ajunge atât de departe cum se ajunge în cealaltă două părți. Dar ce este foarte interesant este faptul că avem acest personaj, așa cum am zis, descris din perspectiva soțului, dar descrisă cumva ciudat, cumva îți dai seama de la început că ceva nu este în regulă, pentru că soțul ei o descrie ca fiind una dintre cele mai banale și plictisitoare și normale persoane pe care el l-a cunoscut. Nu este remarcabilă niciun fel, nu se evidențiază niciun fel, este pur și simplu un om cât se poate de banal. Ce se întâmplă însă în momentul în care acest om cât se poate de banal are un vis cât se poate de ciudat, în urma căruia vrea să devină vegetarian. Asta îți spune că nu e o problemă atât de mare, pentru că sunt atât de mulți oameni care fac chestia asta, însă reacția celor din jurul ei este absolut halucinantă. Pentru că, de exemplu, este un episod în care le comunică decizia asta celor din familie, iar tatăl ei are o ieșire complet exagerată, extraordinar de violentă, se lasă cu violență fizică, efectiv, pentru simplul motiv că ea spune am avut un vis. În a doua parte lucrurile deja sunt mai ciudate de atât, pentru că personajul nostru principal a trecut printr-un episod destul de marcant, pe lângă cina cu familia ei, iar a doua parte urmărește pe cumnatul ei, care dezvoltă oarecum o obsesie pentru ea, o obsesie carnală, o obsesie sexuală, o obsesie artistică, și cumva toate chestiile astea se combină. Apoi, în a treia parte, deja este la un sanatoriu, la un spital de nebuni, pentru că lucrurile deja ieșiseră de sub control și deja nu mai era ok. Nu numai că voia să fie vegetariană, ci se considera blandă însăși. Știu că n-are foarte mult sens ce zic acum și știu că și tocmai de asta am amânat să fac atât de mult recenzia asta, pentru că este o acțiune foarte ciudată, al cărui plot se poate rezuma, o femeie a visat că vrea să devină vegetariană și în timp vrea să devină copac. Cam asta este ideea principală, dar este foarte interesant cum aceste trei părți surprind chestii complet diferite. Acum să vă spun ce mi s-a promis atât de straniu și ce mi-a plăcut atât de mult la cartea asta. Nu mai țin minte dacă i-am dat 4 sau 5 stele pe Goodreads, dar cu siguranță era undeva la mijloc. Ce mi-a plăcut mie extraordinar de mult la cartea asta este, pe lângă plotul oarecum ciudat și pe lângă faptul că avem niște tulburări psihice acolo, este extraordinar de fizică această carte. Este foarte simplă, în sensul că numele nu sunt importante, unde, când, cum, nu contează chestiile astea, dar cumva, în ciuda, sau poate tocmai datorită acestei simplități a acțiunii în sine, este atât de apăsătoare lectura asta. Nu știu, eu am mai zis, cred că în wrap-up, că pe tot parcursul ei simțeam efectiv cum mi se trăsc chestii pe piele, nu mă simțeam confortabil citind această carte, dar într-o manieră foarte bună, nu știu dacă are sens, nu știu dacă înțelegeți ce vreau să zic. Era atât de prezentă lectura asta, cumva te făcea să simți atât de multe, încât îți dădea o senzație de wow, ce se întâmplă aici. De exemplu, momentul în care tatăl ei are izbucnirea respectivă, este o carte, da? Îi zice că la o carte poți să citești, îți imaginezi ce citești, mă rog. Dar efectiv, în momentul în care s-a ajuns la
Dar efectiv, în momentul în care s-a ajuns la punctul culminant din episodul respectiv, am închis ochii de parcă mă uitam la un film și eram, da, nu vreau să văd, nu e ok. Și asta se întâmpla și în a doua parte, în momentul în care cumnatul ei vrea să inițieze acest act artistic și erotic în același timp și cumva vedeam chestiile alea și simțeam chestiile alea, mă rog, e mult spus, dar erau foarte prezente și mereu, de fiecare dată când se... și cumva pe tot parcursul lecturii simțeam tot ce citeam, ceea ce mie mi s-a părut foarte straniu, pentru că nu mi s-a mai întâmplat până acum să fie o lectură care să evadeze așa din imaginar și pe care să o simt efectiv pe piele. A fost foarte, foarte ciudat, dar mi-a plăcut extraordinar de mult chestia asta. Again, nu știu dacă aș recomanda-o neapărat, nu este o carte, clar n-aș recomanda-o copiilor, dar cred că este o carte care fie îți place foarte mult, fie îți displace profund. Cred că nu există cale de mijloc cu ea, dar este foarte interesantă, este o carte de citit. Este o carte care a primit Man Booker-ul și pot să-mi dau seama de ce a primit Man Booker-ul, pentru că mai mult decât atât, pe lângă faptul că pentru mine cel puțin a fost o lectură atât de fizică, este o carte care cumva te invită să spui destul de multe întrebări. Poate fi citită dintr-o sumedenie de unghiuri și dintr-o sumedenie de poziții. Putem să ne gândim foarte clar la o lectură feministă a acestei cărți, pentru că, uite, avem un personaj, o femeie, care este, așa cum ni se spune clar de la început, cât se poate de banală și neinteresantă, care se transformă. Se transformă în ceva la care familia ei nu se aștepta. Și întrebarea poate fi, sunt problemele psihice cauzate tocmai de această respingere pe care familia o afișează, sau era oricum acolo? Poate, evident, fi citită din perspectiva celor care promovează curentul ăsta cu vegetarianismul, cred că ăsta e cuvântul, pentru că, ok, din nou avem o persoană care vrea să treacă la chestia asta și este complet descurajată de toți cei din jur. Poate fi citită din perspectiva problemelor psihice, pentru că, uite, avem o persoană care în cele din urmă se dovedește că are schizofrenie sau capătă o formă, nu știu dacă ăsta e cuvântul, suferă de schizofrenie până la urmă. Și întrebarea este, care este sprijinul celor din jur? Oare cumnatul ei a profitat de ea sau nu? Era ea conștientă de tot ce se întâmpla în momentul în care acel act artistic are loc? Și tot așa. Dar cred că tocmai asta e frumusețea cărții și tocmai asta este o carte atât de importantă. Și tocmai de aia mi se pare o carte despre care trebuie să vorbim și am vrut să vorbesc despre ea. Deși, așa cum vă puteți da seama, mi-e un pic greu pentru că nu știu exact ce să spun. Nu știu dacă v-am convins sau nu, nu știu dacă v-am făcut curioși sau nu, dar cu siguranță pentru mine cel puțin e una dintre cărțile care o să rămână mult timp acolo, nu atât pentru acțiune în sine, cât mai degrabă pentru cum am făcut să mă simt. Și că dacă vreți să încercați și nu sunteți copii, sunt tare curioasă să-mi spuneți cum o să vi se pare. Cam asta a fost pentru clipul de astăzi, dacă v-a plăcut thumbs up și de asemenea nu uitați să vă abonați, apăsăm butonul de subscribe de mai jos ca să fiți la curent și cu alte videoclipuri pe care le voi mai face. Până săptămâna viitoare, când ne vom vedea cu un alt videoclip, nu știu încă cu ce, citiți cât se poate de mult și nu uitați să-mi spuneți și mie ce mai citiți. Bye!